Membrii clubului ecoturistic Dr. Gheorghe Iacomi din Piatra Neamț au oferit unui grup de 20 de elevi de la 4 licee din oraș posibilitatea de a încheia săptămâna altfel în mod foarte plăcut, participând la o tabără de inițiere în turismul montan la izvorul muntelui. Cei 20 de participanți sunt elevi la Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu, Colegiul Național de Informatică, Colegiul Național Calistrat Hogaș și Liceul Tehnologic, Economic și Administrativ din Piatra Neamț. Timp de 3 zile, tinerii au avut parte de un program inedit. Deși ziua de vineri nu a fost tocmai una prielnică pentru a pleca în excursie, nimeni nu a ratat startul, iar voia bună și curiozitatea de a trăi ceva nou au depășit disconfortul creat de ploaia rece din oraș. Odată ajunși la izvorul muntelui, acomodați cu mediul în care aveau să-și facă noi amici, tinerii au aflat noțiuni și informații despre ceea ce înseamnă muntele din toate punctele de vedere. Dacă în cadrul școlii tradiționale au învățat noțiuni de geografie și geologie, cu ocazia acestei tabere au aplicat în teren ceea ce știau deja. Sau au obținut informații noi despre formațiunile calcaroase din masiv, despre flora și fauna specifice zonei, au ascultat legendele muntelui și s-au bucurat de zăpadă. Și poate sunt unii dintre voi care se trezesc mai devreme, dar nu fac parte din această categorie. Tot timpul deleg pe cineva să facă această fotografie de mare alpină. Ați întâlnit vreodată... Ați prins acest fenomen vreodată? Da. Da? Deci, practic, ești mai sus decât toți norii. Plafonul de nori este jos. E, n-am spus chiar despre ce munte e vorba, însă aveți aici stema județului, da? Și vedeți că unul din simbolurile, da? Deci, care reprezintă valoarea cadrului natural, este această capră neagră pe un vârf. Practic, face analogia cu muntele despre care o să discutăm. Întregului munte. Dacă vorbim despre Ceahlău, da? Ceahlăul este un lanț montan? Întrebare, da? Este un masiv, da? Care ar fi definiția corectă? După imaginea asta de care o aveți. Un masiv, da? Ei, în această fotografie se vede foarte bine ce înseamnă un masiv, da? Un munte care este foarte bine delimitat prin voi de vecinii săi. Și cred că am fost inspirată, dacă ne uităm bine, cred că cam așa e. În anotimpul ăsta suntem acum exact în natură. Da? Ok. Aceasta este o fotografie... Ceahlăul, masivul Ceahlău văzut din drumul spre Poiana Treiului, da? Exact. Da? Și ar fi interesant, practic, să vorbim despre Parcul Național Ceahlău. E un parc în care vă plimbați? Ce înseamnă oare această noțiune? Haideți să vedem care ar fi istoria acestor forme de protecție și conservare a mediului. Și aici am scos câteva date. 1972, la Stockholm, prima conferință mondială pentru protecția mediului. Da? Deci, din 72 se pune problema ca această moștenire, da, pe care o avem de la natură, de la Ștefan cel Mare, care spune că Moldova nu e a noastră, ci a urmașilor voștri, vorbind aici despre dezvoltarea durabilă, ea este în discuția statelor care sunt preocupate de această protecție. 5 iunie, la această conferință mondială, devine Ziua Mondială a Mediului Înconjurător. Da? În 1861, la inițiativa lui Napoleon al III-lea, se înființează primul parc natural din lume, da? Pădurea Fontainebleau din Franța. Da? Iar da? 100 de ani în urmă, de prima conferință mondială, s-a înființat primul parc național din lume, în Statele Unite, Yellowstone. Așa, ca să vedeți care sunt preocupările înaintașilor noștri. În România, 1935, Parcul Național Retezat, 1990, Rezervația Biosferei Delta Dunării, da? 2003, s-au înființat 12 parcuri naționale în România. Și aici aveți o hartă. Cu roșu sunt reprezentate aceste parcuri naționale, printre care vedeți Ceahlău, Căliban, da? În Munții Rodnei, care este rezervația biosferei, da?
cheile Bicazului Hășmaș, urmare, da? Valea Cernei, cheile Carașului și în Dobrogea, Munții Măcinului. Despre Munții Măcinului am să vă spun că au fost colegi de clasă cu Munții Ural. Da? Deci, practic, sunt munți foarte, foarte vechi, ca altitudine 4, 6, 7, da? Deci o altitudine foarte mică, nu spune nimic că ar fi munte, da? Dar după structura, după felul cum sunt aranjate stratele de roci, da? Avem argumentul că aceștia au fost la bază formați printr-o orogeneză. După frumoasa prezentare a masivului, tinerii au luat contact pentru prima oară cu busola și au învățat să citească hărțile montane sau topografice și au aflat care sunt diferențele dintre acestea. Așa au pătruns în tainele orientării turistice. Suntem doi, putem să începem, da? O să mă prezint, mă numesc Marian Dulvăroiu, sunt membru în clubul Gheorghe Acomi de mulți ani. Efectiv, de prin 2003 activez în club. Momentan sunt doar simpatizant. Asta datorită timpului și familiei care de multe ori sunt pe primul loc. Iubesc muntele. Ce pot să vă spun, legat în primul rând de prezentarea care o fac, o să fac o prezentare în primul rând despre orientare turistică. Fac chestia asta și colegii mei m-au ales pentru că am practicat ca și sport orientarea turistică. Nu m-am orientat doar pe munte mergând și în cazuri speciale. Am practicat orientarea turistică de la 8 ani până la 18 ani și ceea ce vă învăț astăzi și ce vă prezint, sper să vă ajut în viață în continuare, nu doar mergând pe munte, poate și în viața de zi cu zi. O să primiți fiecare câte o busolă, asta ar trebui să facă Nicoleta, din partea clubului. Nu sunt niște busole profesionale, fiindcă sunt foarte scumpe, dar sunt niște busole care o să vă ajute cu siguranță. Puteți să le și desfaceți ca să lucrăm cu ele în timp ce o să vă fac prezentarea. O să vă spun câte ceva despre conceptul de orientare turistică. Orientarea turistică e un sport relativ nou. Originile lui sunt scandinavi. Scandinavii probabil că au fost mai deștepți decât restul și s-au orientat mai repede, putem spune așa. Și este o mixtură între citirea hărților și un cross-country. Cross-country nu neapărat cu alergare de viteză, este ideea de a ajunge în toate punctele de pe hartă și, bineînțeles, la final, într-un timp mult mai repede decât ceilalți participanți. Este un traseu jalonat cu o serie de puncte de control, la care o poziție nu o cunoașteți înainte, o veți cunoaște doar în momentul în care primiți harta și veți ajunge prin acele puncte de control. O să vă prezint busola, care este principalul instrument folosit în orientare. De fapt, sunt două instrumente. Ne putem orienta doar cu harta sau doar cu busola și cu harta și cu busola în același timp ne ușurăm mult mai mult parcursul în continuare. Busola e un instrument de aflare a poziției, are originile undeva în Asia. V-am făcut acolo o prezentare micuță despre cine a descoperit busola. Un chinez care, în lipsa lui de ocupație, a pus pe o plecuță de lemn în apă o bucată de magnetită. Bineînțeles că ei nu știau în momentul ăla ce este, au descoperit mai târziu și formulă și tot. Cu timpul, bineînțeles că extraordinarul popor chinez a învățat să aprecieze foarte mult beneficiile busolei, de la ei au învățat și restul lumii. Știm foarte bine că la început toată lumea să ghida, putem spune, făcea orientare în călătoriile lor după astre. De fapt, orientarea după astre este orientare turistică, putem spune, sau orientare în spațiu, tot ajutată de punctele cardinale. Știm toți punctele cardinale, bănuiesc, faceți geografie de atâția ani de zile, nord, sud, est, vest. Respectiv, răsărit, apus, miază noapte, miază zi. Latura de jos este sud. Ca să putem folosi o hartă, nu doar să o luăm în mână, de exemplu, ajungem pe Ceahlău, luăm harta asta, ne uităm, zicem noi, da, uite, noi suntem aici la cabana Izvorul Muntelui, că pe ea o avem trecută pe hartă, o să trebuiască, în primul rând, să înordăm harta. Ce înseamnă să înordez harta? Nu e o chestie foarte grea.
pur și simplu să o așezi cu nordul hărții, pe nordul busolului. Așezați busola pe hartă, așezi nord pe nord, da? Deci, să fie paralelă, busolele nu se țin în plan vertical, se țin doar orizontal. Cât mai paralel e pământul, da? Bine. Sunt magnetizat aici. În momentul în care harta este așezată pe nord, văd că tu ai făcut acolo primul, ok, da? Acul care indică nordul trebuie să fie în aceeași poziție cu latura de sus a hărții. Putem spune că suntem exact în poziția din nord a hărții. De aici vedem exact masivul cum așezarea masivului, da? Bineînțeles, hărțile sunt de mai multe tipuri. În primul rând sunt hărțile turistice, de genul acesta. După explicațiile precise pe care le-au primit de la colegul nostru Marian Vâlvăroiu, orientarist cu experiență, s-a trecut la proba practică de orientare. Traseul a fost pe măsura pregătirii copiilor și toate echipajele s-au străduit să obțină un punctaj cât mai bun. Chiar dacă Lapovița a încercat să îi împiedice să găsească posturile, cu toții s-au întors bucuroși de experiența trăită. Este vorba de timp la voi. Nu treceți de garaj, de grădinile astea, toate astea în jur. Vă învață la început, după aia vă descurcați și cota timpului. E frumos, o să vă placă. În primul rând începem cu echipamentul de munte. Echipamentul de munte trebuie să fie în primul rând ușor. Ușor, lejer, de culori închise. Prin faptul că culorile închise să nu se murdărească foarte repede, ușor pentru a ne putea fi ușor cumpărat și rezistent pentru a nu se rupe foarte repede. Acum au apărut tot felul de materiale, mai ales pentru haine. Polarul, genul ăsta de polar, în fine sunt mai multe categorii, 100, 200, 300, care chiar dacă este ud, ține cald, permite transpirație să iese, ăsta cam este cel mai important lucru în efortul fizic, să permiți corpului să respire. Ceea ce face ca prin anii 2000 să apară Gore-Tex-ul. Gore-Tex-ul este un impermeabil, ce până acum nu era, aveam tot timpul fâșuri care nu permitea să mai făceai saună. Permanent transpirai, mai mult răceai, îl dădeai repede jos că erai transpirat, îl puneai când ți era frig, iar o dădeai. Acum a apărut Gore-Tex-ul care ne ajută prin faptul că nu permite să intre umezeala și vântul, dar permite să respire corpul. Haine, ciorapi. Ciorapi acum fiecare cu ce sunt, dar la început erau ciorapi de lână, care erau cei mai buni. Sunt tot felul de ciorap, de exemplu la Gore-Tex și de la Boreal, care ajung cam la 1 milion perechea, dar care sunt, chiar dacă sunt uzi, țin cald, nu permite să transferul termic să elimine căldura. Dar cel mai important pe munte și în alpinism este încălțămintea. Și alpinismul tot pe picioare se face. Picioarele sunt bază.
încălțămintea. Pe timp de iarnă, bocancul, acum au cam dispărut, înainte erau și bocanci plasticați, dar pentru erau foarte rigizi sau care înuțatele, nu prea folosește nimeni, acum folosește din piele și din Gore-Tex. Bocancii și mâine o să este un element esențial. Zăpada este mare și o să trebuiască tot să aveți bocanci. Adidas, nu putem să mergem pe traseu cu Adidas. După aceea vă povestim cu crampoanele sau colțare. Mai trag cu cam și mai uitat din ele. Ce putem să mai avem în rucsac și este obligatoriu, mai ales primăvara și iarna, ochelarii de soare. Cu toate că toată lumea este obișnuită că e vara să poartă ochelarii de soare, pe munte iarna este cea mai periculoasă. Prin faptul că zăpada reflectă și razele ultraviolete, dar și soarele foarte puternic și atunci apare orbirea temporară, oftalmia zăpezii se mai cheamă. De aceea trebuie să protejăm foarte bine, foarte bine ochii. La ascensiunile mai mari de 4.000-5.000 de metri, obligatoriu trebuie să protejeze și fața. Oricum unguent, oricum o să vedeți ochelari cu tot felul de nasuri care protejează de razele ultraviolete, în primul rând. Căciuli, mănuși, toate să fie ușoare și să fie confortabile, în primul rând. Confortul ne permite să dăm atenție mai mult efortului decât probleme. Mă strânge bocancul, încep să mă gândesc la altceva decât la strict ce avem de făcut. Un rucsac confortabil. Acum sunt sute de posibilități de rucsaci care... Dar regula de bază este ca greutatea să cadă pe bazin. Deci sunt acele ranițe sau erau acei rucsaci cu cadru înainte, care greutatea o ridica undeva, ți-o punea undeva pe spate, pe umeri. Toată greutatea era pe spate. Acum au apărut tot felul de rucsaci care greutatea, de aceea au și această bată, greutatea prin aceste două chingi o duce pe bazin. Greutatea să vină pe picioare, nu pe coloana vertebrală. Și indiferent cât este de înalt. Acum sunt mici și înalte. Ca greutatea să pice vertical pe picioare. Înainte le făceau, n-avea ce să-l care. Era foarte greu, trebuia să stai într-o poziție foarte incomodă și ducea la mari dureri de spate la mă. Dacă vrei să știi ce înseamnă un munte, televizorul nu-ți va spune prea multe. Doar tu singur le poți afla pe toate, nu din ziare și din nicio carte. Doar tu singur le poți afla pe toate. Și dacă ziua de vineri a fost dedicată cunoașterii reciproce și pregătirii teoretice, ziua de sâmbătă a fost cea mai interesantă, pentru că toată lumea a plecat pe munte. Într-un peisaj de baz, tinerii au învățat de ce este atât de important echipamentul de drumeție. Au învățat să își dozeze energia, să se ajute reciproc și au conștientizat că în echipă e mult mai distractiv și mai frumos.
Ninge astăzi pentru tine, muntele e alb de nea. Soarele din ceruri vine doar pentru iubita mea. Și zăpada de pe culme-n vale s-a rostogolit. Muntele e pus pe glume de când știe că ai venit. Cântescuturi de zăpadă, nu știi cât ești de frumoasă. Ochii-ți verzi, zăpada-i albă și se face cald în casă. Și călugării din schid vor cu toți a te vedea. La cabană a venit doar pentru iubita mea. Acum coboară și dorul gonii de la locul lui. Tocmai de la vârful omul jos în valea cerbului. Cântescuturi de zăpadă, nu știi cât ești de frumoasă. Ochii-ți verzi, zăpada-i albă și se face cald în casă. Șlepii mici ca să te vadă și-au cumpărat ochelari. Și în cea mai mare grabă i-au chemat pe șlepii mari. Nu știu sigura sau mâine, pe murar am să te sui. Să ne logodim, iubito, sus în vârful muntelui. Cântescuturi de zăpadă, nu știi cât ești de frumoasă. Ochii-ți verzi, zăpada-i albă și se face cald în casă. Cântescuturi de zăpadă, nu știi cât ești de frumoasă. Ochii-ți verzi, zăpada-i albă și se face cald în casă. Iubita mea, ți-am cumpărat un munte. Am fost la târg, dar nu l-am luat pe bani. Are păduri și râuri și o punte, în vârstă de un milion de ani. Are păduri și râuri și o punte, în vârstă de un milion de ani. Din marele bazar cu amănunte, plătind cu viața tot ce scump era. Iubita mea, ți-am cumpărat un munte, păcat că n-o să-n cap în lumea ta. Iubita mea, ți-am cumpărat un munte, păcat că n-o să-n cap în lumea ta. Ți l-am adus în brațe până la poartă, e minunat și piatra lui e grea. Comerțul ambulant cu munți se poartă, dar unde ai să-l pui, iubita mea? Comerțul ambulant cu munți se poartă, dar unde ai să-l pui, iubita mea? Ce munte colosal, un munte straniu, cu polți mistreți ce cântă-n coruri jir. Iar în adânc sunt straturi de uraniu, și-am dat puțin pe el un chilipir. Iar în adânc sunt straturi de uraniu, și-am dat puțin pe el un chilipir. Și m-am certat cu fel de fel de lume, căci toți voiau să-l ia, să-l dea la nunți. I-am înjurat de fapte și de nume, nu știu de ce toți oamenii vor munți. I-am înjurat de fapte și de nume, nu știu de ce toți oamenii vor munți. Iubita mea gătește marea vale, în care să-l aduc și să-l răstorn. Și-apoi la nuntare găsirii tale, să cânt ca vânător al lui din corn. Și-apoi la nuntare găsirii tale, să cânt ca vânător al lui din corn. Iubita mea, ți-am cumpărat un munte, să faci cu el ce-o-i ști și ce vei vrea.
Eu mă retrag în peșteri muribunde, căci am uitat să-ți mai șoptesc ceva. Eu mă retrag în peșteri muribunde, am dat pe acest munte viața mea. Din marele bazar cu amănunte, plătind cu viața tot ce-i scump era. Iubita mea, ți-am cumpărat un munte, păcat că n-o să-n cap în lumea ta. Iubita mea, ți-am cumpărat un munte, păcat că n-o să-n cap în lumea ta. Pustiu ca totdeauna, de când simt tot mai bogat de timp. Îți dau pe tâmplă soarele și luna, acum e cel mai rău și cel mai mic. Și uite, n-are cine să ne ajute, abia și mai ține lumea ale sale. Și într-un perete alb de muze mute, nebunii negri caută o cale. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce al tău mi se cuvine mie. Ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce al tău mi se cuvine mie. Ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru veșnicie. M-ar fare triste, vin în miezul verii. Iar eu sunt plin de gesturi imprudente, ca să te apropii și ca să te sperii. Jur împrejur prin veliște aberante, copii fragili ducând părinți în spante. Bătrân cu sănii gri de os pe pante, și albatroși venind spre zărul scante. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce al tău mi se cuvine mie. Ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru veșnicii. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce al tău mi se cuvine mie. Ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru veșnicii. Tine și îți caut chipul în fiecare margine a firii. În podul palmei dacă iau nisipul, simt tunile-l jucându-se de-a mii. Te aud în bătălii din vreme-n vreme, ostașii gărzii tale ți se-nchină. Iubita mea cu foarte mari probleme, cu chip slavon și nume de regină. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce al tău mi se cuvine mie. Ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce al tău mi se cuvine mie. Ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru veșnicie. La Cabana Dochia, membrii serviciului Salvamont le-au oferit tinerilor o lecție de acordare a primului ajutor și reguli ce pot fi aplicate atât pe munte cât și în viața de zi cu zi. Fascinați de pasiunea cu care salvamontiștii își fac munca, au înțeles cu toții ce înseamnă respectul față de munte și față de semeni. Care trebuie să fie foarte pregătiți fizic, practic sunt cei mai buni salvatori montani din echipa respectivă. Au și rezistență fizică și cunoștințe de prim ajutor, cunoștințe de escalada, alpinism, toate incluse, all inclusive, 3 în 1.
Deci pleacă cu minimul necesar, dar foarte bine, da? Este siguranța noastră, în primul rând, da? Pentru că dacă noi nu suntem în siguranță, sigur nu o să fiți nici voi. Asta este tarea de transport. Se pregătesc. După ce persoana a fost stabilizată, de regulă la noi înceapă, predomină luxațiile, întorsele, dar avem și cazuri de cese și alte... adaugă niște șine și practic este o săniuță. Totdeauna salvatorul montan este echipat cu ham de salvare și este asigurat de tarpă. Dacă ați plecat voi, cei din tarpă plecăm și noi. Helicopterul la noi într-un accident montan foarte ține cadru a fost în care să intervină un elicopter. Birocrația e foarte mare, pașcerele vin abia peste vreo 3 ore și noi în 3 ore suntem înapoi din intervenție. Așa. Deci asta când este iarnă, se alunecă, merge unul în față, pe lateral, alți doi, în spate. Aici se pot monta niște șine, da? Sau se pot pune chestiile astea, care sunt salvarea noastră, oarecum, pentru că preiau parte din greutate. Devine o roabă mai mare, în care misii populoase sunt persoanele accidentate. Să sperăm că va fi numai. Da? Deci nu o să mai punem chinci, nu o să mai prindem în chinci, pentru că durează. Asta este targa de transport. În mod frec, în cel mai des se folosește așa, da? Pentru că iarna, la noi ține câteva luni, înceapă luni, dar de regulă nu prea avem zăpadă și coborăm așa. Ce se întâmplă? Roata și tot ce este ax aici prea din greutate. Noi doar menținem sigură. Vă dați seama că e destul de solicitant să cari, da? De regulă ar trebui să fie minim 6 salvatori montani la un transport. Ai fost două linii de cod acolo. N-aveți mănuși? Mașinați, de zăpadă care o desenează. Ai grijă. O, ca și nu trebuia. Unii cu... Dar nu așa. Prea tari. Lasă așa. Hai, nu așa. Băi, nu-l da acolo. Coborârea prin Lutul Roșu a fost pe cât de solicitantă, pe atât de distractivă. Condițiile de iarnă au creat cel mai bun cadru ca toți participanții, experimentați sau nu, să alunece pe gheață, să se dea de-a rostogolul prin zăpadă și să se sprijine reciproc. Înainte de a ajunge înapoi în stațiunea Izvorul Muntelui, copiii s-au împărțit pe echipe și s-au trecut în a face oameni de zăpadă. Imaginația a fost la cote maxime, astfel că la expirarea timpului, juriul a fost în mare dificultate în a-l desemna pe cel mai cel. În ciuda oboselii acumulate peste zi,
Serile s-au încheiat cu veselie și acorduri de chitară, dans și prietenie. Acasă și o să ne pună mama masă. Masa e mare, 12 cot, să-mi căpem la ea cu tot. Masa e mare, 12 cot, să-mi căpem la ea cu tot. Masa e mare, 12 cot, să-mi căpem la ea cu tot. Șa-la-la-la-la-la-la-la, hey, șa-la-la-la-la-la-la-la. Șa-la-la-la-la-la-la-la-la, hey, șa-la-la-la-la-la-la-la. Apoi în temnici aruncat. Nori se strâng ca niște zmei, noaptea se lasă cu temei. Nori se strâng ca niște zmei, noaptea se lasă cu temei. Nori se strâng ca niște zmei, noaptea se lasă cu temei. Șa-la-la-la-la-la-la-la, hei, șa-la-la-la-la-la-la-la-la. Șa-la-la-la-la-la-la-la-la, hei, șa-la-la-la-la-la-la-la-la. Șa-l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 a, hey!
ajungem noi acasă și o să ne pună mama masă. Masa e mare, noi și pe toți, să încăpem la ea cu toți. Masa e mare, noi și pe toți, să încăpem la ea cu toți. Masa e mare, noi și pe toți, să încăpem la ea cu toți. La 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 la. Vă mulțumesc că ați fost copii înțelegători și sper să ne revedem. Noi să vă dăm câte un certificat de participare ca să ne spuneți părinților că ați fost aici să vadă în caz că au dubii. Și ne mai vedem. Certificate să le păstrați, să vă faceți un portofoliu cu diplome, cu certificate ce mai primiți, pentru că în timp astea la acțiunile de voluntariat, pentru voi o să conteze mult ca experiență și pe viitor vă pot fi de folos lucrurile. Să ne spuneți cum v-ați simțit, fără trac, fără emoții, că deja ne cunoaștem, ne-am prietenit, data viitoare când ne întâlnim o să spunem pe nume, nu o să mai fie doamna profesoară, domnul director, eu o să fiu Nico, Gianni, Bill și așa mai departe, pentru că pe munte suntem prieteni și dispar rangurile sociale, atâta timp ne respectă reciproc. Într-un final v-a plăcut? Da! Cum? Da! V-am înregistrat. Nouă ne-a plăcut? Da! La sfârșitul celor trei zile, în tabără nu mai erau organizatori și participanți, nu mai era concurența dintre licee și nici sfiala specifică oricărui început. La sfârșitul celor trei zile, în tabără era un frumos grup de tineri care au devenit prieteni, care au petrecut împreună momente speciale în inima muntelui și care s-au despărțit cu promisiunea de a se revedea cât mai curând în aceeași formulă. Cu toții au primit certificate de participare care le vor fi de folos în portofoliile proprii de voluntariat, dar în principal, cu toții au înțeles ce înseamnă să respecti muntele și natura, dar și pe cel de lângă tine, chiar dacă nu îl cunoști.